În curtea mănăstirii Sfântul Ierarh Nicolae din Fârtățești se va construi o casă de pelerini. Proiectul a fost depus încă de anul trecut la Compania Națională de Investiții, iar în acest an urmează să fie alocați și banii necesari pentru realizarea investiției. Decizia de a construi casa de pelerini a fost luată pentru că din ce în ce mai mulți credincioși vin din alte județe pentru a vizita mănăstirea. Este la Compania Națională de Investiții depus acest proiect. Urmează ca anul ăsta să ne finanțeze. Această casă de pelerini o să aibă 50 de locuri, o cantină și care să deservească această mănăstire. Sunt cetățeni care vin și din afara localității da, la mănăstiri? Da, avem foarte mulți oameni care vin și din Craiova și din comunele învecinate. Sunt oameni care vin aproape permanent la slujbele de la mănăstirea Sfântului Nicolae. Pentru că acolo avem și moaștele Sfântului Filip. Oamenii, pe cel mai înalt punct al comunei Fârtățești, este un peisaj foarte frumos, loc de odihnă, loc de închinare. De-a lungul timpului, autoritățile locale au investit în bisericile și în mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae din localitate. Am sprijinit cu materiale de construcții și cu, de exemplu, la Biserica Rusănești. Am dat materiale de construcții, o centrală electrică la biserica de la Tanislavi. Le-am dat tabla pentru acoperiș și lemnăria. La biserica de la Cățetu. I-am ajutat să grădească practic cimitirul cu biserica. L-am grădit cu un stâlp de fier și cu sârmă. La mănăstirea Sfântului Nicolae, la fel, am delimitat și am îngrădit toată suprafața pământului pe care mănăstirea îl deține. La această mănăstire, pe lângă, că știți foarte bine, avem acele chilii, acea mănăstire făcută tot în mandatul meu, am reușit și am făcut o veșmântărie și un magazin de obiecte de bisericești. Lăcașul de cult purtând hramul Sfântului Ierarh Nicolae, din Fârtățești, a fost trecut la rangul de mănăstire în anul 2020 de către înalt preasfințitul Varsanufie. De atunci este des vizitată de enoriași, dar și de turiștii care vin în zonă.